Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Obiective și intenții pentru anul 2021. Astăzi, alături de noi, este Eugenia Coșcodan, psiholog, clinician, psihoterapeut de cuplu și familie, de asemenea psihoterapeut la Centrul pentru Echilibru Psihoemoțional și îi mulțumim foarte mult pentru că s-a alăturat campaniei noastre de pe site-ul editurii Herald, campania Obiective și intenții pentru anul 2021. Bineînțeles, ca de fiecare dată, în materialele, în interviurile noastre, venim și cu o recomandare de carte din portofoliul editurii Herald. De această dată am ales Cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică de Matthew McKay, Jeffrey Brantley și Jeffrey Wood, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și, așa cum vă spuneam, face parte din campania Obiective și intenții pentru 2021. Eugenia, pornind discuția de la rezoluții, intenții, planificare, planuri obiective, înainte de toate acestea, cred că ar trebui să facem un soi de, aș spune eu, curățenie relațională și curățenie emoțională proprie, în așa fel încât să avem acel teren uscat, cum îmi place mie să-i spun, uscat și curat, în momentul în care începem un an nou, pentru că trebuie, bineînțeles, și iată, 2020 ne-a oferit din plin, pe lângă un an foarte greu și provocator, dar ne-a oferit și ocazia, aș putea spune, oportunitatea de a trage niște învățăminte, niște lecții din anul 2020, de a, știu eu, poate de a face un bilanț, de a trage niște concluzii, ce s-a întâmplat bun, ce s-a întâmplat mai puțin bun în anul 2020, felul în care ne raportăm noi la relații, pentru că sunt convins cu toții ne dorim relații cât mai armonioase, cât mai înfloritoare, cât mai împlinite, cât mai echilibrate cu cei din jur, cu cei cu care interacționăm și mai ales cu persoanele dragi, dacă ne referim la familie și la cei foarte apropiați. Și probabil că unul dintre obiectivele, planurile pe care ni le stabilim la începutul anului 2020, dincolo de lucrurile, să spunem, strict materiale, cineva își dorește o casă mai mare, mai frumoasă, mai în centru, altcineva își dorește o mașină mai mare, mai confortabilă, altcineva își dorește un job mai bine plătit. Dincolo de zona aceasta materială, cu siguranță avem obiective și în zona psihoemoțională, dar și în zona spirituală. Și iată, a ne înțelege bine cu ceilalți, a avea relații cât mai frumoase, cât mai armonioase, cât mai echilibrate, eu consider că este nu doar un deziderat, dar poate fi și un obiectiv în listuța aceea de obiective pe care noi le-o facem la începutul anului. Da, așa este. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Este o deosebită plăcere să vorbim un astfel de subiect. Într-adevăr, 2020 ne-a invitat la o perspectivă mai profundă și este bine pentru fiecare dintre noi să analizăm tot ceea ce am avut de învățat în anul care a trecut, dar de asemenea, ne-a invitat la autenticitate, la o calitate a vieții mai bune, atât în cupluri, în familie, cât și în cercurile de prieteni, la job, da? Adică acest an care a trecut ne-a invitat să fim selectivi în ceea ce privește viața noastră. Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care noi deja dobândim o anumită calitate sau o aptitudine, tindem să o
să devină ca un automatism. Și atunci, trăind în aceste automatisme zilnice, uităm de calitatea superioară a vieții, cea în care ne bucurăm. Suntem alături de oameni minunați, de prieteni, de familie, în care realizăm lucruri care ne plac. Nu doar pentru un aspect financiar, ci și pentru un aspect care să ne aducă împlinire, să fie ajutat, să ne susținem și dorințele sufletului, nu doar aspectele care țin de exterior, de credințe limitative, credințe conform cărea eram foarte, ca să zic așa, conectați cu tot ce înseamnă exterior și mai puțin cu interior. Cum a spus și dumneavoastră, acea parte spirituală din noi avea nevoie să fie hrănită, să fie vindecată în primul rând. Marea majoritatea oamenilor sunt atât de copleșiți de ce se întâmplă în exterior, încât nu realizează cât este de important să aibă acea conexiune cu sufletul, astfel încât să se reflecte în exterior acea conexiune. Pentru că această conexiune, practic, dă tonul unei vieți calitative, împlinitoare, pline de armonie, practic. De aceea, cum spuneam, acest an, dintr-o perspectivă, privită dintr-o perspectivă pozitivă, anul 2020, ne-a făcut o astfel de invitație spre a deveni, ca să zic, selectivi în viața noastră de zi cu zi. Ce facem, cu cine, cum ne dorim, practic, să fie cuplul nostru, da? Nu doar să ne vedem o dată sau câteva ore pe zi, ci chiar să facem acel timp să conteze cu familia, cu prietenii, cu persoanele cu care lucrăm cot la cot zilnic. Aceasta într-o primă fază. 2021 ne-a primit cu brațele deschise, cu multe oportunități, cu multă, ca să zic așa, cu multe realizări pe care le putem face. Iar acest lucru, într-adevăr, ține de setarea unor obiective clare, specifice, adică, în primul rând, cum am spus, să fie specifice, clare, din punct de vedere să nu fie nici lungi, nici scurte. Dacă ne dorim, spre exemplu, să fim mai buni sau să fim mai generoși, este important să spunem exact unde, cât, cu cine. Nu setăm un obiectiv general și ne așteptăm ca după ce trece acest an el să se împlinească. Nu. Este important ca pe lângă un obiectiv general, spre exemplu, îmi doresc o casă, putem să setăm pași mici. Ce anume este important să fac ca să obțin acel ceva? Pentru că se știe și studiile au confirmat că de fiecare dată când vom realiza obiectivele mici, nu are cum să nu atingem obiectivul mare propus la început de an. Da? De asemenea, în realizarea planurilor noastre sau a obiectivelor de început de an, este într-adevăr, cum ați și menționat, o curățenie sau o igienă emoțională. Aceasta poate fi sub diverse forme. Poate fi, spre exemplu, pentru optarea unor ședințe de psihoterapie, de dezvoltare personală. De ce nu? Mergem la psiholog nu doar pentru că avem o problemă. Mergem la psiholog să ne înțelegem, în primul rând, de ce reacționăm într-un fel. Ce tipare toxice, poate, pe care le luăm, pe care, de exemplu, le susținem în bagajul nostru emoțional, credem foarte mult în ele, dar s-ar putea să nu fie chiar așa cum credem noi, da? S-ar putea să fie niște credințe mai puțin adevărate și pentru realitatea exterioară. De aceea contează foarte mult această curățenie.
implică această curățenie și iertare, pentru că suntem oameni, mulți dintre noi greșim. Este Procesul important să vindecător știm, al iertării. Da. Este important să știm cum să facem acest lucru. Să nu ne imaginăm doar că iertăm sau să nu ne imaginăm doar că suntem buni sau chiar să facem ceva clar ca să susținem care să gândim. Da? Este o diferență între a gândi ce să facem și a face propriu-zis. Anul 2021 ne mai invită, în primul rând, să fim dinamici. Adică este important să nu rămânem blocați într-un singur, nu știu, într-o singură problemă, într-o singură idee. Să dăm, să fim deschiși și la alte opinii. Să fim deschiși către tot ceea ce vine din exterior. De ce? Pentru că în momentul în care noi suntem deschiși, noi putem atrage și alte idei, și alte păreri, și alte oportunități de care poate nici nu știm, de care nici măcar nu am avut, spre exemplu, contact în cercurile noastre de prieteni, poate în mediul în care suntem. Deci este foarte importantă această deschidere sufletească, în primul rând față de noi, spre a ne vindeca și spre a fi pregătiți, practic, să primim această energie și aceste oportunități și aceste șanse, practic, de a ne dezvolta noi mai mult. Că, în principiu, noi cu fiecare an facem câte un pas, trecem la o altă etapă, ne maturizăm mai mult, da? Suntem mai maturi decât am fost în anul anterior. Ceea ce este minunat din punct de vedere al evoluției noastre spirituale, fizice, psihice, pe toate planurile. Da. E bine, este chiar indicat să ne facem eventual planuri sau să ne stabilim obiective pe termen scurt, step by step, da? Pas cu pas, exact ce spuneai tu, obiective mărunte. Adică îmi propun sau am niște obiective legate de o perioadă determinată, următoarea lună. Și din aproape în aproape, da? Să ajustăm în funcție de factorii exteriori aceste obiective. În așa fel încât mergând pe ideea pașilor mici, noi să le realizăm și la finalul anului să existe un soi de echilibru între așteptări și obiective. Pentru că întotdeauna când vom avea așteptări foarte mari și pe o perioadă lungă de timp, pe un termen lung, există șanse, există probabilitatea ca acele obiective să nu le realizăm. Și hai să presupunem că dintr-o listă de 5 sau 6 obiective, mai mari sau mai mici, să nu realizăm decât două și la finalul anului să fim dezamăgiți. Și atunci trebuie să existe un echilibru de armonie între așteptările pe care le avem, așteptări realiste și obiectivele pe care le-am planificat. Bineînțeles, pașii mici tot timpul ne asigură, cum spuneam, reușita și a pasului mare sau a obiectivelor generale propuse pe întregul an. M-am gândit să vă explic mai bine. Pașii, acești pași mici, înseamnă a trăi în prezent, practic. Și a vedea lucrurile dintr-o perspectivă în care noi acționăm, realizăm acești pași mici, așa cum sunt, într-adevăr. Ei ne asigură acest succes al obiectivului propus pe anul respectiv. Așteptările sau ceea ce ați spus dumneavoastră, mai precis, așteptările fac parte dintr-un viitor. Mă gândesc că voi face, că voi împlini. Nu mă ajută atât de mult să mă focalizez în viitor. Nu mă ajută să mă focalizez doar să știu că mi-am propus, am câteva obiective mari și să rămân acolo
gândindu-mă că da, le voi împlini. Mă ajută să fiu focalizată pe pașii mici de care spuneam, pe a acționa, a găsi soluții. Mintea mea este important să fie focalizată pe această parte a soluțiilor. Dacă nu știu cum se face ceva, întreb, caut persoane care ar putea să mă ajute. Caut pe cineva care deja a parcurs drumul meu, care deja de a depăși obstacolele prin acești pași mici. Ce da, este extraordinar să realizăm acești pași mici. De asemenea, aș putea să adaug că acești pași mici, în primul rând, ne ajută să fim nu doar ancorați în prezent, ci ne ajută să ne menținem și încrederea în noi. Pentru că imediat ce apare realizarea unui obiectiv mic, da? Un prim succes, ca să zic, la o acțiune mai mică, a unui pas realizat mai mic, noi avem încredere că urmează etapa a doua sau următorul pas la care o să fiu și mai pregătit și inevitabil voi atrage iarăși succesul, voi atrage iarăși acea parte de împlinire, da? Parte care ne, pas cu pas, dacă ne vom focaliza doar pe din start pe așteptările mari, într-adevăr, ele, nerealizarea lor vor duce la o depresie, poate să ducă, da? Poate să ducă chiar iarăși la frustrare, furie, supărare, scăderea stimii de sine. Lucruri care nu se petrece acest lucru dacă vom urmări acești pași. Nu spun să nu avem acest plan în care să fim foarte, ca să zic așa, minuțioși. Însă, contează să fim și deschiși. Că poate planul pe care ni l-am făcut noi poate fi un pic diferit. De ce? Spre exemplu, îmi propun să merg într-o călătorie, nu știu, în Franța. Și eu aleg ca obiectiv să ajung în Franța, însă îmi propun să iau trenul. Da? Uit posibilitatea că aș putea lua din start avionul și un prieten sau poate cineva din cercul de prieteni sau în momentul în care noi suntem deschiși față de exterior, vin tot felul de informații. Ei, aceste informații, practic, ne ajută să facem saltul mult mai rapide, pentru că suntem deschiși la schimbare. Când cineva ne face o observație sau poate ne dă o sugestie, uite, n-ar fi mai bine să iei avionul, că tot vrei să ajungi acolo, da? Este important să fim deschiși, pentru că ce se întâmplă în momentul în care noi ne facem planul pe un an de zile și dacă nu ne abatem nici măcar, ca să zic, un milimetru de la cum am scris planul de la început de an, vom fi surprinși că da, la sfârșit de an vom duce la capăt tot ceea ce ne-am propus, însă vom realiza că efortul depus poate fi mult mai mare și resursele noastre interioare pot fi mult mai epuizate decât dacă am fi ascultat sau decât dacă am fi fost deschiși. Da, fiți deschiși. Ăsta este, ca să zic așa, sloganul. Să fim deschiși către tot ceea ce vine, însă să avem și planul nostru. Dacă este mai bine sau mai puțin bine, ca să zic așa, în conformitate cu ideile noi care vin din exterior. Foarte interesant această abordare, aș spune, și această perspectivă a pașilor mici sau obiectivelor pe termen scurt, tocmai pentru a exista acel echilibru între obiectivele propuse și așteptări.
Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise Eugenia Coșcodan, psiholog clinician, psihoterapeut de cuplu și familie și de asemenea psihoterapeut la Centrul pentru Echilibru Psihoemoțional. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase și nu uitați și recomandarea de carte pe care astăzi vă facem, cum să-ți gestionezi emoțiile copleșitoare și să-ți recapeți autocontrolul, ghidul practic de terapie comportamentală dialectică de Matthew McKay, Jeffrey Brantley și Jeffrey Wood, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald și care face parte din campania Obiective și Intenții pentru 2021. Mulțumim foarte mult, Eugenia Coșcodan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi minunată, o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc, la revedere!